înțelepciunea unui predicator se vede de cele mai multe ori prin ceea ce vorbește, dar câteodată se vede și prin cât vorbește. Eu am o povestioară, am mai spus-o la alți frați, când trebuie să depășesc programul. Am un prieten, am ieșit și eu la pensie și el, că am fost colegi de servici. Și el mai înspre bătrânețe s-a apucat și a făcut Institutul Teologic la București. Și odată fratele Ciruc Nicolae de la Vicov a fost chemat la o evangelizare într-o biserică și ca să nu meargă singur, m-a mai luat încă doi frați. Și i-a spus la păstorul de acolo, înaintea mea pune pe frații ăștia să predice un pic. Mărturisirea o am de la cel vinovat. Și îmi spune, măi frate Dragoș, m-a pus pe mine și am predicat și eu am vrut să spun tot ce am învățat în 5 ani, când mai prind eu ocazia. Și ăsta l-am s-o luat după mine și a predicat tot lung. Și fratele Ciuruc a spus câteva cuvinte și a trecut în bancă. Și acum ei s-au făcut așa, mea culpa, vinovăția. Și când era în mașină, spunea, frate Nicolae, puteai să mai vorbești un pic, că adunarea te asculta. Și că nu, lăsați că e bun așa. Ați văzut, ați predicat voi, frații s-au bucurat de predica voastră. Și că da, au spus că v-a fost bine. Și au spus, mai treceți pe aici? Și ei s-au uitat unul la altul și că nu. Apoi mie mi-a spus la urmă, frate Nicolae, mai treci pe la noi. Eu vreau să mai vin la vineri noi ștase, dacă voi predica până la ora 1, cine știe dacă mă mai invită cineva. Aveam pregătite alte cuvinte pentru astăzi, m-a rugat Domnul și aseară, dar aș vrea să rămân la călăuzirea care a avut o frață, care a citit din Psalmul 127 și să rămânem în învățătura asta despre familie. Familia clădită bine, construită corect, este familia, ca să folosesc expresia fratelui Lorenz, care se raportează corect în primul rând față de Dumnezeu. Când Solomon începe să vorbească în Psalmul 127 despre familie, el de fapt începe să vorbească de Dumnezeu. Noi când vorbim de familie noastră, spunem cât de grozav copiii am eu, ce nevastă gospodină am eu și cât îs eu de gospodar la mine în sat. Ei, Solomon, când începe în Psalmul 127 să vorbească despre familie, ca și în Psalmul 128, e doar o continuare, Solomon începe să vorbească de Dumnezeu și spune, dacă nu zidește Domnul, dacă nu păzește Domnul, asta înseamnă o raportare corectă a noastră față de Dumnezeu. Și eu urez celor patru familii și tuturor de aici să ne dea Domnul pricepere să ne raportăm corect față de Dumnezeu. În casa noastră, în familia noastră, în primul rând să fie Dumnezeu. Cu Dumnezeu să ne lăudăm. Știți, odată o soacră îi spune la norul sa, măi, bărbatul tău a murit, mi-au murit feciorii, Mahlon și Chilion, nu-i mai am. Du-te în țara ta, rămâi aici, eu mă duc de fapt în Betleem, tu rămâi aici în țara ta și tot o năcăjea și îi spunea, găsește odihnă în casa unui bărbat. Eu nu mai am copii, dar tu ia și te mărită, găsește odihnă în casa unui bărbat și Ruta așa parcă exasperată îi spune la un moment dat, nu sta de mine să te părăsesc, eu nu te părăsesc. Și spune, țara în care vei merge tu, va fi țara mea, unde vei locui tu, voi locui și eu. Dar un lucru, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. O văzut Rut că Naomi are un Dumnezeu extraordinar. Și înainte de a găsi o odihnă în casa unui bărbat, ea avea nevoie de Dumnezeu. Și asta o doresc tuturor tinerilor. La fete le spun, băi, înainte să vă măritați, aveți o relație bună cu Dumnezeu. La fecior le spun, înainte de a vă însura, întâi aveți o relație bună cu Dumnezeu. Că noi avem cântarea care spune, binecuvântarea stă în trăirea vieții și e drept asta. Deci familia care se raportează corect față de Dumnezeu, e familia binecuvântată. Pentru că Dumnezeu a creat familia, El a făcut-o, El a conceput-o, El a gândit-o. Și El se implică în familie, Dumnezeu cinstește familia. Nu uitați că Biblia începe cu o căsătorie și sfârșește cu o căsătorie. Și Domnul Iisus, când a început lucrarea misionară, a început-o tot la o nuntă. În Evanghelia după Ioan se numără zilele.
În prima zi are loc întruparea lui Hristos. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit. În a doua zi, și acolo spune clar, a doua zi, îi prezentat Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul l-a văzut pe Domnul Iisus, îi spune, iată Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în aceeași a doua zi, Domnul face câțiva ucenici. Pe Andrei, pe Simon, pe Natanael, pe Filip. Și el deja are 4 oameni chemați, ei merg, învățătorule, unde locuiești? Vino și vedeți. Și rămân la el și acum vine Biblia și numără zilele mai departe. A treia zi. De fapt, a treia zi era prima zi de apostolie, prima zi de ucenicie. Și se gândea Simon, gata, de azi înainte suntem ucenicii Domnului, ne-am trezit dimineața, ne-am aranjat, ne-am spălat, oare cine pune învățătorul să facem? Oare ne învață să facem o minune? Ori o să ne învețe să predicăm? Că asta ne trebuie nouă. Sau poate ne învață să ne rugăm. Eu dacă eram în prima zi de ucenicie, îi băgam la stăruință. Stăruință după Duhul Sfânt, că vă trebuie putere. Domnul Iisus se trezește dimineața, se uită la ei și spune, azi mergem la o nuntă. Prima zi de ucenicie începe cu o nuntă în Cana din Galileea, da. Știți de ce? Că Domnul onorează familia și nunta și de fapt pocăința unui familie se vede din ziua nunță. Eu când mă uit la mire și la mireasă, că ei sunt o familie de acum, sunt împreună, eu ca văd drumul pe care o iau, cam direcția, după cum e îmbrăcat, ce invitat are, după ce obiceiul practică, că nu se poate în ziua nunță să fii foarte lumească și a doua zi de luni dimineața la ora 6 să fii foarte pocăită, nu? Deci pocăința se vede într-o familie chiar din ziua nunță. Și Domnul îi spune la ucenici, voi trebuie să învățați pocăința începând cu o nuntă. Asta îmi spune mie că Domnul onorează familia. Deci o familie binecuvântată, o familie clădită bine, concepută după voia lui Dumnezeu, e familia care se raportează corect față de Dumnezeu. Și aș dori așa să fie și familiile noastre. Amin? În al doilea rând, familia binecuvântată și concepută corect, e familia care se raportează corect față de lucrurile materiale. Degeaba vă sculați de dimineață să mâncați o pâine câștigată cu durere, că uite, prea iubiților, el dă pâinea ca prin somn. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, că atunci ești fericit, îți merge bine, te bucuri de lucru mâinilor tale. Fraților, eu predicam altă dată de bucurii privite ca necazuri. Domnul ne dă voi în viața asta la vineri noi ștad, și la mine în Bosan și la el în Botoșan, Domnul ne dă voie să ne bucurăm de lucru mâinilor noastre. Amin? Noi trebuie să ne raportăm corect, sunt două extreme. Unii care sunt leneși și trebuie trimiși la lucru, unii care sunt prea habotnici și nu mai lucrează și nu mai lucrează și n-au timp de familie, de suflet, de Dumnezeu. Dar noi trebuie să ne raportăm corect față de lucrurile materiale. Și dați-mi voie, Dumnezeu ne lasă să ne bucurăm. De ce nu ne bucurăm? De ce bucuria asta noi o trecem ca necaz? Că sunt și alte bucurii. În Ioan 16:21, dacă suntem la binecuvântare de copii, spune, femeia când ne-a sosit ceasul se întristează. Că i-a venit ceasul să nască, dar după ce naște, se bucură. Adică uite de bucurie că s-a născut un om pe lume. Venirea în familia unui copil e o pricină de bucurie. 3 familii sunt în premieră. O familie e al 3-lea copil. Fratele Lorenz la 11-lea. Alții au copii mai mulți, eu mă gândesc. Eu 13 ani am așteptat un copil și m-a rugat Domnul. După 13 ani Domnul mi-a dat. Nu unul, mi-a dat mai mulți. Dar după 13 ani. Nu mai spun cât de mândru eram, nu, mulțumit numai, cât de bucuros eram că o să fiu și eu tată. Dar eu mă gândesc la ăla care îl vine al 8-lea copil în familie, tot se mai bucură. Dar acolo nu spune că se bucură la primii 2, încă un copil a venit în familie. Noi trebuie să ne raportăm corect la lucrurile materiale. Spuneam că asta e o bucurie, noi de multe ori ne-o privim ca necazuri. Dar de ce nu ne bucurăm de lucrul mâinilor noastre? Vă spun eu de ce. În primul rând,
Există o concurență între pocăiți. Eu am făcut casa cu palmele astea, greu, acum 30 ceva de ani când m-am măsurat. Greu, foarte greu, eu cu nevasta. Ea încă spune, mă mai mir că mă doare. Eu am turnat emilie, eu am zidit, eu am tencuit, eu am tot am făcut eu. Numai câteva lucruri foarte grele am chemat să mă ajute cineva. Ei, când m-am mutat în casă, extraordinar ce casă aveam eu. Am terminat întâi o cameră, am tencuit-o, am mobilat-o, restul nu era gata. Și m-am mutat și eram obosit și când m-am trezit, nevasta avea o floare pusă, un dulap pus așa, m-am trezit, nu știam unde. A spus, așa e de frumos la noi în casă, așa e de frumos la noi în casă. Ei, dar au trecut ani și ce casă au frați acum? Ce casă au frați acum? Și odată îmi spunea nevastă, nu-s bucuros să mă duc la nimeni și să nu vii nimeni la casa mea. Când văd ce au ăștia prin casă, dar eu spun, măi nevastă, eu când merg la un om în casă, la o familie, Dumnezeu mi-e martor. Nu observ dacă perdelele sunt verzi sau roșii. Eu nu de ce mă duc. Eu mă duc ca păstor dacă ai un necaz să ne rugăm, să te învăț, să ne bucurăm, să avem părtășie. Și le-am mai spus, dacă la cineva îi place cum e la mine acasă, să vină. Și dacă nu, să treacă pe drum la vale. Eu nu stau la poartă și îi trag cu forța la mine. E chiar problema asta, nu o am. Dar unii o au. Deci eu știu un sat din Bucovina și ca să nu predic minciuni, l-am întrebat pe păstorul din sat, băi adevărat, când au plecat niște băieți năcăjiți din satul ăsta în Italia, au câștigat câțiva bani și și-au făcut o casă. Cum au putut, că ei se gândeau că o să vină repede înapoi, era teama aceea. Dar ei nu au mai venit înapoi. Au rămas în Italia, au câștigat bani, au făcut firmă, aveau angajați, aveau bani mulți. Au trimis vorbă și au stricat casa aceea veche și au făcut alta. Și într-un sat, într-un an de zile, s-au stricat 10 case nelocuite și s-au făcut altele. Eu, ca să nu predic minciuni, m-am dus la păstorul care îs prieten și am spus, băi, spune-i drept. Și el îmi spune așa încruntat, e drept, e drept. Asta a făcut un ortodox, să știi, și nouă penticostali. Deci noi a 10 un ortodox, dar nouă erau penticostali. Frații mei, de ce nu mă bucur de lucru mâinii mele? Pentru că apare concurența, apare nemulțumirea. De ce nu mă bucur în al doilea rând? Că nu pot să țin pasul cu moda care apare. Eu casa mea am făcut-o cu 30 de ani, foarte bună, foarte frumoasă. Așa mi-a dat Dumnezeu o înțelepciune atunci, când 30 de ani încă n-am mutat nicio ușă, niciun geam. Sunt familii care se mută în tătană, geamul dă-l mai încolo, mai încolo. Așa m-a ajutat Dumnezeu că cum am făcut-o atunci, e bună. Și eu mai am o învățătură despre unele femei, că spune în Timotei acolo, capitolul 5, să fie bune gospodine la casele lor. Să vadă de treabă. Odată eu eram acasă și a venit o cumnată de-a mea, dar ei nu m-au văzut. Și așa că un general îi spune la nevasta, soba asta dispare de aici. Ușa te o muți aici, aici vine pus colțar, aici vine așa. Și eu eram în spatele lui, eu știam că dacă aceea eu trebuie să-i fac. Și eu am bătut-o pe umăr și am spus, cumnată, Biblia spune să fii gospodină la casa ta, nu la casa mea. Te rog, du-te, mută-ți ușele la tine, lasă-mă să mă bucur de ce am eu. Eu mă bucur de lucru mâinilor mele. Un pocăit se raportează corect la lucrurile materiale, asta vrea Dumnezeu. Adică să lucrăm cu cumpătare, să nu ne îngrijorăm, să nu fim leneși, să nu fim nici habotnici, am eu o vorbă, că nu mai ai timp decât de lucru, și să te bucuri de lucru mâinilor tale. Nu putem noi ține pas cu moda și nici nu vrem asta. Eu mă bucur de costumul care l-am avut anul trecut și dacă nu se rupe în coate, l-o-i purta și la anul. Și asta e o bucurie, că e o binecuvântare care mi-a dat-o Domnul. Amin? Avem bucuria asta? Ne raportăm corect, suntem o familie binecuvântată. În al treilea rând, familia construită corect este familia care se raportează corect față de copii. Și vine Biblia și mai departe vorbește, iată fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecei o răsplată dată de el, ca săgețele mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Cum ne raportăm noi față de copiii care ne dă Domnul? Aici e vorba să acceptăm copiii în familie, este vorba să educăm copiii,
Și e vorba să destinăm copiii înspre ceva bun. Vorbim de acceptarea copiilor în familie. Învățătura asta nu se punea când eram eu copil mic. Spun că mama mea născut în 1930, a fost născut în pocăință, bunicul meu la Cernăuți, condamnat pe 25 de ani, dus de sculț în luna februarie. Eu știu cum arăta la noi adunarea acum 50 de ani. Nu se punea problema că să primești copiii care ți-i dă Domnul. Nu era învățătura asta, dar nici nu da prin minte la careva să nu-i primească. Nu se punea problema divorțului. Eu n-am auzit predică de divorț până hăt încoace, că divorțul e în păcat. Dar nici nu aveam în adunare vreo familie care să se gândească să divorțeze. Dar acum vremea a trecut și încet pe nesimțite au venit tot felul de învățături. Întâi în mod privat, prin casă, vezi, Doamne, că Domnul ne-a dat înțelepciune și este o învățătură acum periculoasă în care poți să limitezi numărul de copii, cere de la Domnul un copil cu ochi albaștri, un băiat și o fată și cam atât. Eu știu că sunt nepopular prin ceea ce vorbesc, dar vorbesc cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, când vorbim de o raportare corectă față de familie, de copii, noi trebuie să primim cu bucurie copiii care ne dă în familie și eu mă rog pentru familiile acestea și mai am o rugăminte, să le dea Domnul tuturor la copii sănătoși. Nu știu de ce la noi în adunare sunt mai multe familii, cel puțin 10 familii, cam în aceeași perioadă în care sunt copii handicapați. M-a rugat Domnul, am chemat proroci, am stăruit înaintea Domnului, noi dăm vina pe Cernobâl, dăm vina pe nu știu ce. Și era un frate, un om temător de Dumnezeu, atât am insistat la el, o postit, s-o rugat și mi-a spus, frate Dragoș, Domnul mi-a răspuns că l-am chemat la o rugăciune, o fată care acum e mai mare și nu are minte, Domnule, o ține mamă sau încuietă în casă. Și a spus, frate, ne rugăm Domnul să o elibereze. Și îmi spune fratele Sidor, Domnul mi-a spus că e o categorie aparte, e o taină pentru noi și El se va îngriji de dânșă. Și într-un fel m-a liniștit, că ce puteam să fac altceva? Să dea Domnul aici numai copii sănătoși în familiile astea și să vă bucurați de fiecare, amin? Vorbind, fraților, de educarea copiilor, să ne ajute Domnul ca să-i putem crește în frica Domnului. Psalmul 78, învață pe copil când e mic legea Domnului. Și ce am auzit de la părinții noștri, ce ne-au povestit, noi povestim și mai departe. L-am cunoscut pe bunicul meu, aveam 12 ani când Domnul l-a chemat acasă. 5 ani, 4 ani și 8 luni de pușcărie, în care mama era orfană de mamă și au rămas 3 copii orfani. Îmi vorbește de bucuriile Duhului Sfânt din temnița din Cernăuți. Îmi vorbește de lucrări, de oameni care se pocăiau acolo. Mi-au vorbit de oameni care au murit în Cernăuți, bătrâni și bătrâni care nu au mai venit acasă. Și astea pe mine mă ozidesc. Știu că va veni o vreme de prigoană. Duhul Sfânt o anunță tot mai des, că vine o vreme de încercare. Noi ne zidim prin asta. Ce am auzit de la părinții noștri, vă spune copiilor noștri, ca ai noștri copii să înțeleagă și la rândul lor să spună, să păstrăm credința. Dumnezeu să ne ajute, fraților. Vorbim de educația aceasta. Trebuie să ne rugăm Domnul să ne dea multă înțelepciune. Să destinăm copiii noștri bine ca săgețele, dar săgeata dacă o ai în tolbă, nu ți-e de mare folos. Săgeata e construită ca să fie trasă, să ai o țintă. Știți ce se întâmplă? Noi ne dorim un viitor fericit copiilor noștri aici. Eu am copii și la liceu, am copii și în școala generală, copiii mi învață foarte bine. Și în ultima vreme am o preocupare, am o fată, termină liceu, acum dă bacalaureatul, ce meserie? A spus, măi, dă la medicină, dă la drept, dă la informatică, dă la cutare, ea încă nu știe. Dar la un moment dat am citit în Sfânta Scriptură, când se prezintă îngerul la Zaharia în templu și vorbea de Ioan Botezătorul, îi spune, el va fi chemat mare înaintea lui Dumnezeu. Acum vă întreb, pentru că sunteți în Austria aici și aveți familie, sunteți tați și mame, câte zile ați postit și v-ați rugat ca să facă Domnul pe băiatul tău proroc? Păi, Doamne, dă-i prorocia, te rog. S-a vorbit de Ana, care a spus, dacă îmi dai un copil, va fi al tău, la templu las.
Cât m-a rugat eu pentru fata mea să aibă vedenii de la Dumnezeu, să aibă din darul lui Duhului Sfânt. Ne vrem copiii și nu-i rău. Eu sunt pentru școală. Eu promovez școala și spun întotdeauna că noi, copiii de pocăiți vor fi cap și nu coadă, așa ca evreii. Și mă rog Domnul, că mă rog la Doamne, nu-i fă să învețe cu pastile, cu durere de cap, că nu pot lua examene. Să fie plin de inteligență, plin de înțelepciune. Așa mă rog și pentru noi. Nicăieri nu scrie că dacă suntem români, toți copiii noștri vor trebui să mături păr de câine în tot Occidentul. Să fiți ingineri, să fiți medici, să fiți oameni binecuvântați. Dar în primul rând, să fiți pocăiți. În primul rând să fiți slujitori a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frații mei, ar trebui ca destinarea copiilor noștri să o facem cu plâns, cu rugăciune. Noi ne ocupăm. Eu am o fată de 18 ani, un băiat de 16 ani, am adus la adunare. Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Când stăruia după Duhul Sfânt, când mi-a spus, nu sta pe lângă mine, să nu mă încurci. Și eu îi ajutam pe alții, că era în familie, nu? Îi ajutam pe alții și cineva spune, și pe atâta o botezat-o. Am avut o bucurie extraordinară. Voi, părinți de aici, postiți, vă rugați pentru copiii voștri să fie plini de Duhul Sfânt, să fie în folosul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Vorbim de binecuvântarea aceasta, de educația care o facem, contează foarte mult. Educația noi o face fiind de exemple. Noi le spunem, Psalmul 78, îi învățăm, dar cel mai bine când suntem exemple. Vorbeam la St. Peter, la conferința aia pentru familie, de exemplu frumos pe care l-a dat Iosif. Cum Manase și Efraim îl percepeau pe tatusul ca cel mai înalt demnitar și cum omul ăsta la un moment dat se aruncă cu fața la pământ înaintea lui Iacob și tot. Toată viața copiii au avut imaginea aceasta. Vorbeam de fiii lui Recab, când ispita, încercarea, proba, așa a fost de mare pentru ei, când Ioanadab, fiul lui Recab, se întâlnește cu prorocul Ieremia pe uliță. Și Ieremia îl ia și spune, ia bine tu cu mine încoace. Dar el cunoștea, ăsta e omul Dumnezeu, e sfânt, e proroc. Și îl duce în templu, îl pune într-o chilie, îi toarnă vin și spune, bea vin. Vă dați seama cât de mare a fost ispita? Că dacă îl ademenea un bețiv de pe stradă, spune, du-te, Domne, deci, dacă îl duce într-o crâșmă, eu nu intru în crâșmă, dar l-a luat Ieremia și l-a dus la templu și acolo l-a pus să beie. Să uite Ionadab la Ieremia și spune, noi nu bem vin. Tatăl nostru, Recab, a spus să nu bem vin. Și noi ascultăm de tatăl nostru. Să dea Dumnezeu ascultare la toți copiii. Pentru că în urma ascultării vine binecuvântarea. Și atunci deschide gura Ieremia, spune, așa vorbește Domnul, vezi? Băieții lui Recab l-ascultă pe tatăsul. Poporul meu nu mă ascultă. De aceea, întotdeauna, în familia asta lui Ionadav, va fi un urmaș înaintea mea. Un exemplu bun. Avem exemple de oameni care au distrus familia. Mă gândeam la Matania, dacă vreți, la care împăratul Babilonului i-a schimbat numele și i-a pus numele Zedechia. L-a pus pe omul ăsta să jure pe Domnul Dumnezeul lui Israel că va fi supus. Și împăratul se duce, spune în cronici, și-a jurat împăratului Babilonului pe numele lui Jehova că el va fi supus. Și trece numai un pic și el se răzvrătește. Și în momentul când se răzvrătește, vin haldeii, cuceresc Ierusalimul, știți ce s-a întâmplat cu omul ăsta? L-a luat pe el, pe feciorii lui, l-a dus la Ribla și acolo i-a rostit o sentință. Știți ce s-a întâmplat? O pus să junghie copiii înaintea lui. Pe el era legat, eu am stat și m-am gândit, am copii, că nu unul are febră, că nu unul a fost bolnav. Domne, nu știu ce pastilii să-i dai, am chemat frați, am făcut ungerea cu un de lemn. Așa era rupt ceva în inima mea. Îi spuneam la nevastă, măi, lasă că mai stau eu cu el, ce are, febră. Numai când umbla prin casă, așa, nu mă simțeam bine. Dar să-l vezi pe băiatul tău, că se uită în ochii tăi ca tată și tu să fii legat cu lanțuri și să-l vezi cum îți omoară, cum îl junghe înaintea ta. Și eu mă gândesc la copiii ăștia, să uita la tatăsul și spune, tata, de ce trebuie să murim noi? Pentru că tu ai călcat jurământul
pentru că tu ai călcat legământul, trebuie să ne omoare pe noi. Și după ce i-a junghiat copiii, la împărat i-a scos ochii. Ultima imagine rămasă pe retina împăratului a fost cum copiii au fost omorâți acolo. Odată predica un frate și spunea, ascultă, dragă tată, când ai să te întâlnești în iad cu băietul tău și o să uite băietul tău la tine, o spune, tata, de ce n-ai fost pocăit? Din cauza că ai fost exemplu rău pentru noi, că ne-am uitat amândoi la filme, ne-am uitat amândoi la meciuri, am fost amândoi la furat, am băut amândoi un pahar, de aceea suntem aici. Cum ai să răspunzi tu ca tată când ai fost un exemplu negativ pentru băiatul tău? Cum o să te dezvinovățești? Sau dacă vreți mai dau un exemplu, un exemplu care tare se potrivește și nouă. Vine un mare comandant de oști, numele lui e Naaman, lepros, vine la Elisei ca să îl vindece. Elisei îl tratează după cum i-a dat Domnul înțelepciune. Pentru că omul ăsta trebuia întâi smerit tare. Du-te de descaldă de 7 ori. Omul ăsta a venit, în calculat cineva, cu nu știu câte milioane de euro la el. Valoarea care o avea Naaman era echivalentă a multor milioane de euro. Și a venit la Elisei, a spus să-i dau ție, numai dă-mi vindecare. Și Elisei spune, nu, nimic pentru mine, nu iau, nici noi ieși la poartă, du-te, domnule, și te spală și păi de sănătos. Se scaldă, se face sănătos și vine înapoi. Acum te rog frumos, ele, nu iau nimic, măi omule, măi, nu iau nimic, dar te rog frumos și-l mână, du-te, măi omule, acasă, nu iau nimic. Și stă Chehaze și uită și spune Elisei, nu a făcut bine. Și numai se depărtează Naaman și Chehaze, fuge în urmă, fuge, 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 îl ajunge, îi totul bine, totul bine, o rogă-te o vorbă. O venit doi fii a prorocilor din munți și stăpânul meu te-o ruga să-i dai o, câte o haină de schimb, câte un talan. Nu, două haine. Și o leca sace cu haine și nu un talan, doi talan și primește de la mine. Și i-o da niște slujitori cu niște măgari și o dus Chehaze lucrurile acasă și le-o ascuns. Și vine la Elisei. Unde ai fost? Robul tău nu a fost nicăieri. Elisei, Duhul meu nu a fost cu tine. Când ai fugit, este vremea să luăm oi și boi și rob și roade și argint și haine. Lepra lui Naaman peste tine și copiii tăi. Și văd pe copiii lui Chehaze odată cum fac baie și se uită un băiețel și vede că are o pată roșie și spune, mama, ce-i cu pata asta roșie? Măi, nu știu, mai vedem, hai, l-o uns cu ale fiii, l-o da cu leșâie, cum era, hai, mai așteptăm. Și se gândește mamă sa, să n-aibă și el lepră, așa cum are bărbatul meu acum. Tasă nu era acasă, era în marginea cetății, izgonit. Și când colul buba nu-i trece, buba e mai mare și spune, băiete, ai lepră. Dar știi ce, du-te și îl întreabă pe taică, tu de ce ai lepră? Și acum îl văd pe băiatul ăsta, ducându-se în marginea satului și vine Chehaze, ce măi băiete, tata, m-a pus mama să te întreb, eu de ce am lepră? Și vine și al doilea băiet, și poate vine și al treilea, nu știu. Și tot îl întreabă, tata, eu, dar de ce și eu am lepră? La 7 ani eu trebuie să fiu lepros? Și tasul îi spune, din cauza mea, pentru 2 saci de haine am eu lepră, pentru un talent. Mi-au trebuit 2 saci de haine și acum sunt lepros eu și o să fiu lepros tot. Și tot neamul nostru o să fie lepros. Pentru că mie mi-au trebuit aur, argint și că mi-au trebuit niște haine să le ascund eu în magazie. Și iară predica un frate și spunea, fraților, atenți la lucrurile care le duceți acasă, ca nu cumva odată cu ele se duce și lepra, nu cumva odată cu ele se duce și pedeapsa. Odată îmi povestea o soră care lucra la confecție în Suceava, avea copii mulți, sta la bloc și s-o apuca să ia niște lenjerie intimă pentru copii, niște chiloței, niște maieuri, niște... Și îmi spunea, frate Dragoș, de câte ori am luat îmi făceau copiii bubi? Și au făcut odată, de 2 ori, am spus, nu mai eu nicio cârpă, asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Și când l-au aruncat toți copiii sănătoși. Acum atenție, noi lucrăm mult, avem nevoie de aur, de argint, de talanți, de haine, de mașini, de firme. Nu uitați că s-ar putea lepra să ne intre în casele noastre. Ce vină are copilul meu, cel mai mic băiat al meu are 10 ani, să-l văd lepros din pricina mea.
am întâlnit oameni irresponsabili. Când era băiatul ca o legumă și când a venit la mărturisări, frate, recunosc, mă uit la pornografie, frate, îmi recunosc că am mai furat, frate, băi, uite la băiatul tău, că nu poate să meargă, nu poate să vorbească, că tu te uiți unde nu trebuie, dar nu ți-i rușine. Apu, frate, nu m-am gândit la asta. Nu vezi că tu, cu comportamentul tău, atragi pe diapsa lui Dumnezeu în casa ta? Aș dori ca Domnul să ne dea ipocăință, amin? Eu vreau să închei predica. Familia corectă, familia construită bine după voia lui Dumnezeu, se raportează corect la Dumnezeu, se raportează corect la lucrurile acestea pământești, se raportează corect la familie, la copii. Și așa de mult aș vrea ca părinții de aici să aibă puterea binecuvântării. Mă uitam într-o seară, citeam acolo la binecuvântarea fiilor lui Iacov și mă gândeam cum au venit toți băieți să se primească binecuvântarea. Cel din tâi vine Ruben. Vine Ruben, cred că era tare bătrân, era, nu a venit ca un copilaș, și citim noi din numeri 6. A venit Ruben bătrân, sprijinit într-un toiag, abia mergea și vine la tatăl său, că tatăl avea 147 de ani. Deci Ruben era bătrân, dar calculăm când s-a însurat și când a avut copiii. Dar Ruben avea o teamă mare. El avea un păcat să uită la tasul, tasul era orpi pe ea, așa. Tata are 147 de ani, nu vede bine. Oare își mai aduce aminte de păcatul meu? Și vine așa și el, bătrân, vine cu teamă înaintea lui tatăl său și tatăl său și-o adus aminte. Ruben, întâiul meu născut, întâiul în putere, întâiul în trupul meu, pârga puterii mele, Ruben, năvalnic apele, tu nu vei mai avea întâietate. Departe, Ruben. Tasul și-o adus aminte că tasul avea ochii împăienjăniți, dar Duhul Domnului era peste el. Și vin următorii, Simeon și Levi, al doi bătrâni vin înaintea lui. Și ei aveau problemele lor. Simeon și Levi sunt frați. Săbiile lor sunt unelte ale sălnicie. Nu vreau ca Duhul meu să intre la sfatul lor, ca Duhul meu să fie la sărbătoarea lor, că prea puternică le-a fost mânia și îi dă deoparte și pe ăștia. Vine Iuda. Iuda avea și el un păcat. Și vine Iuda încet. El avea păcatul cu Tamar. Și vine, spune, Iuda, tu vei primi lauda fraților tăi. Și îl binecuvintează. Știți de ce? Și Iuda avea păcat. Dar Iuda de atunci încoace o dat dovadă de pocăință. Iuda s-a pocăit. Iuda voia să-l salveze din groapă și când Iuda mijlocește înaintea lui Iosif, știi ce spune? O spus, Beniamin, rămâne cu mine, mi-i rob și voi pleca de acasă. Și Iuda spune, ah, nu vreau să văd durerea tatălui meu. Acum ai pasă de durere. Dacă nu a muiet haina în sânge și l-a amăgit, nu era durere la Iacov? Atunci nu erau pocăiți. Dar Iuda acum se pocăiește. Spune, știi ce? Rămân eu, de drumul la băiatul ăsta, rămân eu în lanțul, îți robul tău. Pentru că Iuda s-a pocăit. Chiar dacă avem greșeli în tinereța noastră, chiar dacă am avut neascultări, aș dori ca Domnul să ne ajute azi să ne pocăim și în urma pocăinței să ne dea binecuvântarea. Familia care e construită bine, în al patrulea rând, și cu asta nu mă fac enunțul și închei, se raportează corect față de societate și biserică. Spunea Biblia așa, să te binecuvinteze Domnul din Sion. Sionul reprezenta atunci nația evreiască și să vezi fericirea Ierusalimului, locul și centru religiei iudaice. O familie care se raportează corect față de societate și față de biserică e o familie binecuvântată. S-au vorbit aici de tendințele acele de izolare. N-am treabă cu nimeni, să nu mă știe nimeni, vin la adunare când pot, dacă vreau să fac ceva în adunare, fac, dacă nu, nu. Încă o dată cineva spune, după ce s-a însurat, măi, nu te văd pe adunare, frate dragul, și un an de zile e scutit, măi, nu e scutit niciun ceas de la pocăință, nu e scutit niciun ceas de la prezența în casă de adunare. Vă rog toate familiile de aici, raportați-vă corect față de societatea în care trăiți, dar în mod special față de adunarea aceasta. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.